Vom privi la un episod din viața omului lui Dumnezeu. De data aceasta privim episodul din viața lui David în două aspecte. Vom citi elementele care descriu evenimentele și apoi citim un psalm care descrie sentimentele care îl însoțeau pe David când trecea prin ceea ce trece. Dacă ați fost cu mare atenție la cele două texte citite, la primul care descrie evenimentele și cel de-al doilea care descriu sentimentele lui David, ați observat că există un leitmotiv în ambele texte, și anume teama. În versetul 10 din 1 Samuel 21, o traducere mai apropiată spune că David, din cauza temerii, s-a sculat și a plecat de Saul. Adică, întreg textul începe cu teamă și cumva se termină tot cu teamă. Și apoi, dacă citești Psalmul 56, de câte ori apare expresia ori de câte ori mă tem, sau nu mă tem, sau mă tem. Teama este cea care guvernează evenimentele din viața lui David, evenimente citite. De aceea aș vrea să vorbim doar în câteva minute despre următorul subiect. Când omul după inima lui Dumnezeu pune la inimă cuvinte ce produc teamă. Pentru că David este omul după inima lui Dumnezeu, dar textul spune că la inima lui a pus cuvinte care a generat teama. Ce se întâmplă? Și vom pune textului trei întrebări. Întâi de toate, când apare frica? Când apare frica? Cu trei capitole înainte, David era un erou național. Stătea la masa împăratului. Avea sub comanda lui o știre impresionantă. Ba mai mult, avea și o soție care îl apăra, Mical. După trei capitole, îl vedem pe David fugar, fuge de Saul, pentru că află vestea că acesta vrea să-l omoare. Și urmează de acum încolo, până la finalul capitolului, până la finalul cărții Samuel, David să fie un fugar, e singur, n-are prieteni. Ba mai mult ajunge într-o țară străină și se întâlnește cu un dușman cu care el se întâlnise cu ceva capitol înainte, cu filistenii. Ajunge chiar în patria lui Goliat. Și acum David e conștient de două lucruri. Că se află într-un pericol de moarte, spune Psalmul 56. De ce? Pentru că filistenii au putere și au prezență. Frica este produsă de două ingrediente. Întotdeauna când cineva se teme, la baza temerii apar două ingrediente care trebuie luate împreună. Prezența și puterea a ceva ce poate să te afecteze negativ. Ambele trebuie să coexiste pentru a determina frica. Ambele trebuie să fie acolo și la David ambele erau. L-ai pe Achish, care e împăratul filistenilor puternic și el e prezent în mijlocul lui David sau lângă David. Și David se teme. Câți dintre dumneavoastră sunteți înfricoșați de rechini? La câți dintre dumneavoastră vă e frică de rechini? Dar vă întreb, la câți dintre dumneavoastră vă e frică de rechini acum? Niciunul dintre noi nu avem o astfel de teamă, nu? De ce? Deși e puternic rechinul, nu-i prezent. Întotdeauna când o teamă trebuie să se înfilipe în viața cuiva, puterea cuiva trebuie să fie în același timp prezentă lângă tine. Dar hai să schimb un pic întrebarea. Despre COVID-19, boala aceasta, prin martie se auzea că e o boală destul de contagioasă, dar este unde? În? În China. V-ați temut în martie de așa ceva? Da, e boală contagioasă, se vorbea despre ea, dar nu era în România. Și ziceai, ok, nu mi-e frică de COVID. Dar când a început să vină în România, cum e? Unii se tem. Și pe bună dreptate îmi zice, pentru că e putere și prezență. Și întotdeauna când cineva e puternic și e prezent lângă tine, când o circumstanță e puternică și e prezentă lângă tine, apare teama în viața ta. Dar n-aș vrea să stăm prea mult pe subiectul acesta. Ci mai degrabă să facem câțiva pași prin a doua întrebare. Cum se manifestă un om stăpânit de frică? Cum ne manifestăm noi când trecem prin momente de acestea de teamă? Și vezi, zice, nu trebuie să descrii prea mult pentru că toți am trecut sau poate toți vom trece prin teamă, nu? Neliniște, agitație. Dar hai să ne uităm la David. Pe de o parte, un om stăpânit de frică va căuta ancore false. Încearcă să se lege de ceva și nu întotdeauna se leagă de ce-i bine.
Chiar înainte de a ajunge la Achish, stăpânitorul filistenilor, David trăia deja sub imperiul fricii. Pentru că așa zice textul, dacă te uiți mai în original, adică David, stăpânit de frică, fuge din preajma lui Saul și ajunge la Achish, la filisteni. Și acum uitați ce face. Înainte să ajungă la Achish, dacă am fi să citim între capitolul 21, David ajunge la Nob. Și acolo se întâlnește cu un preot, cu o ceată a preoților. Cere de mâncare, e singur. Și hai să citim de la versetul 8, 1 Samuel 21. David a zis lui Ahimelec, preotul de acolo, n-ai la îndemână o suliță sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică. Preotul a răspuns, iată sabia lui Goliat, filistianul pe care l-ai omorât în Valea Terebinților. Este învelit într-un covor, în dosul efodului. Dacă vrei să o iei, ia-o, căci nu este aici alta. Și David a zis, nu-i alta ca ea, dă-mi-o. Știți ce e interesant? Că cel care se încredea în Domnul și în numele său, acum alege să se încreadă în sabia lui Goliat. Aduceți-vă aminte că în momentul în care David a ieșit înaintea lui Goliat, ce-i spune lui Goliat? Goliat, Dumnezeu, nu izbăvește nici prin sabie, nici prin suliță. Și acum David, când este prins de teamă, spune, nu e alta mai bună, nu e o soluție mai bună decât sabia lui Goliat. Păi pe sabia asta nu dădeai doi bani în urmă cu trei capitole. Spune că Dumnezeu nu izbăvește nici prin sabie, nici prin suliță. Așa că David se leagă de o ancoră falsă, care o să vedem că mai târziu o să-l coste, pentru că ajunge în Achish exact cu sabia lui Goliat, sabie cunoscută de toți cei de care au ungat. O altă ancoră falsă este exact ținutul unde ajunge. David și-a făcut următorul calcul în mintea lui. Se gândea că Saul se uită în stânga, se uită în dreapta și are ceva aliat. Și așa era. Saul era în război cu un singur popor, spune Scriptura, cu filistenii. Și atunci David probabil se gândește unde să mă duc ca să nu mă dea înapoi popoarele vecine în mâna lui Saul. Păi cu moabiți ăștia se înțelege, cu amuniții poate se înțelege, cu un singur popor nu se înțelege, cu filistenii. Mă duc la ei. Și David ajunge la filisteni exact în patria de baștină a lui Goliat, cu sabia lui Goliat în mână, ancore false. Frica sfură direcția. Pribegia aceasta sfură pacea, sfură bucuria. Și nu observ cu uneori că te agăți de alte lucruri care nu pot să-ți dea pacea. Te pot dezamăgi oamenii. Nu e așa că cel care trăiește sub imperiul fricii caută tot felul de ancore, se leagă de oameni, de promisiunea cuiva, mi-a promis mie cineva și de el mă agăț. Și s-ar putea să fii dezamăgit. Al doilea lucru, cum acționează un om sub imperiul fricii? Distorsionează realitatea. Totdeauna frica va distorsiona realitatea. Nu prezintă obiectiv. Ajuns la Achish, în ținutul filistenilor, David aude vorbele slujitorilor împăratului. Și atunci Biblia spune că el pune la inimă aceste lucruri, dar dacă citești Psalmul 56, te vezi cum descrie el tot scenariul acesta. N-ai de unde știi că David urma să fie omorât, însă David îți face scenariul. Ăștia mă prind, mă omoară și îți gata. N-ai de unde știi tot scenariul care urma să se întâmple, însă David, dacă citești Psalmul 56, își face un scenariu. Spre exemplu, el spune, toată ziua mi-ating drepturile, n-au decât gânduri rele față de mine, toți sunt împotriva mea. Oare chiar așa? Cineva spunea că atunci când e vorba de frică, 95% din scenariile noastre nu se vor împlini. Și cei care trăiesc sub imperiul fricii își imaginează scene mai puternice decât scenele de Hollywood. Specialiști în filme. Își creează tot felul de scenarii. Păi uite ce se întâmplă cu mine. Am auzit o experiență comică pe de-o parte, dar care ilustrează felul în care progresează frica și distorsionează realitatea. Să spunem că te-ai trezit într-o dimineață mai târziu și tu trebuia să ajungi la serviciu la ora 8, dar te-ai trezit mai târziu. Și acum începe frica să funcționeze în inimă. Aoleu, întârziu, mă întâlnesc cu șeful. Mi-a spus că dacă întârziu, mă penalizează. Păi dacă mă penalizează,
Eu nu mai am suficienți bani să plătesc ratele. Păi dacă nu mai am suficienți bani să plătesc ratele, e mai grav, că ajung în cele din urmă să fie evacuat silit de acasă. Nu mai am unde sta, în cele din urmă n-am ce să dau de mâncare copiilor mei. Și de la simplu fapt că te-ai trezit târziu și urma să întârzi la servici, frica creează un scenariu care te duce la moarte. Mor pentru că nu mai am ce să mănânc. Cam în felul acesta e adevărat exagerat, poate să funcționeze frica, să distorsioneze realitatea. Pentru că 95% din cazurile imaginative nu se împlinesc, numai 5%. Și dacă oricum se împlinesc, ce rost are să ne îngrijorăm? Astăzi e la modă să vorbești despre dacă mă infectez cu COVID. Și acolo să vezi că dintr-o dată mă văd în cele mai negre situații și creează mintea tot felul de lucruri, de scenarii care s-ar putea niciodată să nu se întâmple. Și ultimul lucru, când este vorba despre manifestarea aceasta fricii. Frica, de regulă, un om stăpânit de frică, acționează irațional. Se pare că David a uitat două lucruri, că Goliat era din Gat și că el purta la sine sabia cu care îl ucisese pe Goliat. Mai mult ajunge în cetatea lui Goliat și acum toți îl văd. Asta e lucru irațional, să mergi la filisteni exact cu sabia lui Goliat. Dar nu e suficient. David începe să facă ceva. Acum încercați să vă imaginați scena. Scena aceasta e de-a dreptul șocantă. Vă puteți imagina că marele David, care l-a înfruntat pe Goliat și întreaga armată filisteană cu o praștie, acum zgârie ușile? Vă puteți imagina că cel care cânta pe lira lui Saul ca să-l liniștească, acum își folosește degetele să zgârie orice ușă pe care o atinge? Vă puteți imagina că cel care, potrivit culturii evreiești, trebuia să-și țină barba. Barba pentru evrei reprezenta un lucru special. Trebuia, acum iară la modă văd că, dar așa era în trecut. Barba trebuia să fie frumos întreținută, să lași saliva, balele pe barbă. Era un lucru dezgustător. Vi-l puteți imagina pe marele David într-o astfel de scenă? Irațional, am zice noi. Aici și lasă. Comentatorii evrei spun că l-au lăsat pentru că, potrivit frazei acesteia, n-am eu destui nebun lângă mine, probabil spun comentatorii evrei, și nevastă sa și fiica lui trăiau într-o stare de nebunie. Și acum era și cultura aceasta, cumva dacă cineva e nebun, e cumva un fel de om posedat, așa că îl lăsăm în pace. Dar în mod irațional se comportă. De regulă, când cineva trăiește sub frică, nu mai poți discuta cu el logic. Încerci să-i aduci toate argumentele, dar el tot pe a lui o ține. Asta face frica. Nu mai poți să creezi obiectivitate. Dar hai să răspunde la ultima întrebare și ne apropiem de încheiere. Cum să biruiești frica? Până la urmă asta ne interesează. Omul după inima lui Dumnezeu, să știți că nu este un om care nu va trece prin momente de teamă sau nu se va confrunta cu frica, ci este un om care în inima lui, da, poate exista pentru un moment teamă, dar și acolo se cuibărește altceva care în final va birui, și anume încrederea lui Dumnezeu. Dacă citești Psalmul 56, e fascinant creat. Ai jumate teamă, jumate credință. Jumate teamă, jumate credință. Și parcă ai un dialog între teamă și credință permanent acolo. David vine și spune, uite, în inima mea apare teamă, dar totuși e credință. Uite, în inima mea apare din nou frică, dar totuși e credință acolo. Și parcă e un joc de ping-pong între cele două. Dar dați-mi voie să spun care e cheia. Cum să biruim frica? O frică se biruie printr-o altă frică. Întotdeauna frica are o singură soluție, să găsești o frică mai mare. Pentru că vezi, zice, dar cum e asta? Vreau să scap de toată frica. Nu e așa că atunci când te lovești la deget, ca să-ți treacă durerea aia, cauzezi o durere mai mare și atunci nici nu mai știi că aia e acolo. Cam în felul ăsta merge și cu frica. Știți care e soluția? Să găsesc o frică mai mare. Și asta e frica de Dumnezeu. Singurul lucru care biruiește frica de circumstanțe negative, de oameni, de probleme, este frica de Dumnezeu, care trebuie să fie mai mare decât oricare altă frică. Autorul cărții Evrei scrie unei comunități care se temea, voia să își ia bagajele să se întoarcă în iudaism și spune, fii atent, îl descriu pe Hristos mai mare decât orice altceva. Și în Evrei 12, de la 18 încolo,
Spune, voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negru, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel, încât cei care l-au auzit din cer au cerut să nu-i să mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca, chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpus cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Asta e un fel de frică, dar Dumnezeu spune aici mai departe, este o altă frică de care trebuie să ții cont. Una care izvorăște dintr-o relație pe care o ai cu Creatorul tău. Și uitați ce zice, voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scris în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele lui. Și acum, versetul 28, fiindcă am primit dar, adică îți dă Dumnezeu o relație, din relația aceasta se naște o teamă sfântă. Fiindcă am primit darul împărăției care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Căci Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Adică e o diferență mare. Când eu mă tem de Dumnezeu cu care am o relație, toate lucrurile de care mă tem aici și acum par insignifiante. Dacă ar fi să revenim la frica asta de Dumnezeu, de ce să mă tem mai mult de Dumnezeu decât de orice situație? Pentru că El e în control. Spune Psalmul 56, versetul 8, și îmi place tare mult versetul acesta. Tu nu meri pașii vieții mele de pribiag. Pune-mi lacrimile în burduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta. Pare rău că am uitat să aduc o sticluță. Pentru că aș fi vrut să vă arăt imaginea aceasta, are în spate o descoperire arheologică. David a scris aceste versete când era probabil cel mai înfricoșat. Era prins de filisteni. Și el spune, tu nu meri pașii vieții mele de pribiag, pune-mi lacrimile în burduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta. Acum, cercetătorii, cei care se ocupă cu arheologia, au dat peste câteva morminte antice. Și lângă scheletele care populau mormintele, erau niște săculeți din piele sau niște sticluțe mici. Multă vreme oamenii s-au întrebat ce-o fi acestea. Însă în urma cercetărilor au descoperit că aceste punguțe de piele, numite lacrimatoris, erau recipiente în care se adunau lacrimile vărsate de cel care murise în momente de grea încercare. Cu alte cuvinte, ei spuneau suferința trebuie îngropată împreună cu cel care a murit. Însă David nu spune asta. El nu spune, Doamne, lacrimile mele, în suferința mea, în momentele mele de teamă, vreau să le îngrop. Ci spune altceva, Doamne, lacrimile mele, ține-le Tu. Memorează-le Tu. Le știi Tu. Pune-mi-le în burduful Tău, nu le îngrop cu mine, pentru că Tu ești în cunoștință de cauză prin ceea ce trec. Tu știi problema mea, Tu știi suferința mea. Abordarea lui e total diferită. Suferința nu merită risipită, ci suferința trebuie contabilizată de Dumnezeu. Știi de ce să te temi de Dumnezeu? Pentru că El știe prin ce treci și prin ce vei trece mâine. Ba mai mult, nu numai că El știe, dar El pune acolo în cartea Lui în care memorează toate lucrurile prin ceea ce vei trece tu și eu, mâine, poi mâine, răspui mâine. De asta El e în control. Apoi, El e mai mare decât orice prezență. Vă întrebam, dacă vă este teamă, hai să zicem, de un animal feroce, poate de un, nici nu știu ce animal, de un râs, să zicem, da? Al patriei noastre. Dar dacă aveți un animal de companie, un leu, și în preajma râsului veniți cu leul, n-are nicio forță râsul. Întotdeauna trebuie să te gândești că ai nevoie de o prezență mai puternică decât teama ta. Și dați-mi voie să vă întreb, cine e cea mai puternică prezență? Nu-i Dumnezeu. Dumnezeu e mai puternic decât situația complicată prin care treci. Dumnezeu e mai puternic decât situația de boală prin care treci, poate. El e mai puternic. Nu putem înlătura prezența și puterea unui lucru care creează teamă, dar putem înțelege că cineva e mai puternic decât teama aceea. Și ăla e Dumnezeu. George Whitefield spunea, cât timp sunt lângă Dumnezeu, sunt cel mai puternic. Pentru că Dumnezeu e mai puternic. Și când conștientizezi acest adevăr,
Da, eu mă tem de Dumnezeu pentru că El știe prin ce trec. Eu mă tem de Dumnezeu pentru că El este în control. Și dați-mi voie să vă spun cel mai important lucru care mă apropiu de încheiere. Dacă ar fi să vă întreb pe o scară de la 1 la 10, care este cea mai mare frică pe care omul o are? Care credeți că este? Frica de frică? Care e cea mai mare frică? Moartea. Pe o scară de la 1 la 10, sondajele afirmă, fără echivoc, cea mai mare teamă este teamă de moarte. Haideți să citim Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele. Vorbește despre Hristos ce a făcut El, adică s-a întrupat. Pentru că prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și acum atenție. Și să izbăvească pe toți aceia care prin cea mai puternică frică, asta e frica de moarte, erau supuși robiei toată viața lor. Știți de ce n-ar trebui să avem motive de teamă? Pentru că cea mai mare teamă a fost înfrântă de Hristos. Cea mai mare teamă pe care omul o poate avea în viață este teama de moarte, dar prin întruparea lui, prin felul lui de trai, prin moartea și învierea lui, Hristos a biruit cea mai puternică teama noastră, teama de moarte. Ce e cel mai rău lucru? Să vină moartea? Păi asta a fost înfrântă de Hristos. Pentru un creștin, moartea nu este finalul. Pentru un creștin, moartea n-ar trebui să însemne grozăvia lucrurilor, ci pentru că El a biruit moartea și noi vom birui cea mai puternică teamă. Și asta îți dă nădejde. Portretizează-ți viața complicată poate prin care treci și gândește, măi, ce greu mi-e acum, din cauza bolii, din cauza singurătății, din cauza lipsurilor materiale. Pune toate lucrurile în cântar și pune acolo și frica de moarte. Și gândește, toate astea Hristos le-a biruit. Toate astea, e mai mare decât toate astea. Și atunci, de ce este tem? Aplicații practice și încheie. Ce să faci când e moarte acolo, când e teamă acolo și poate chiar și moarte? Întâi de toate, roagă-te lui Dumnezeu. Vedeți David când ajunge prins în fața filistenilor, începe psalmul 56 și spune, strig către tine. Cere mila lui Dumnezeu, Doamne, uite, trec prin momente complicate, uite, trec prin momente problematice în familie, în societate, în vecinătate, personal, trec prin momente grele, strig către tine. Și uite-te în psalmul 56 și vezi dialogul sufletului lui David cu Dumnezeu, își varsă sufletul înaintea lui Dumnezeu, nu ocolește nimic, spune exact ce simte. Păi în al doilea rând, alimentează-te din cuvântul lui Dumnezeu și nu din surse care alimentează frica. V-am arătat câteva poze din ziarele de ieri. Dacă citești numai asta, inima ta este plină de frică. Dar David spune în psalmul 56, versetul 10, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu cu ce? Cu cuvântul Lui. Cu alte cuvinte, el se adapă din cuvântul lui Dumnezeu. Fă următorul exercițiu. Pentru 3 zile, nu te uita atât de mult la știri, ci citește triplu cuvântul lui Dumnezeu. Fă următorul exercițiu. Și vezi dacă inima ta nu este mai liniștită. Am stat de vorbă cu un tânăr care cu ceva timp în urmă a fost infectat de boala aceasta. Și el mi-a zis, zice, să știi că jumătate din simptome au plecat când mi-a schimbat atitudinea. Jumătate din simptomele bolii dintr-o dată erau mai ușoare în momentul în care am înțeles că n-ar trebui să mă hrănesc toată ziua cu știrile care sunt cele mai negre, cu scenariile pe care mi le făceam, și am început să citesc Scriptura. Și vezi cum dintr-o dată lucrurile se mai liniștesc. Nu înseamnă că scap de probleme, dar înseamnă că tu vei avea o altă atitudine. Și ultimul lucru. Luptă constant împotriva senzațiilor de teamă și amintește-ți cine este și ce a promis că face Iisus Hristos. Adu-ți aminte de adevărul acesta. Nu-i așa? Să presupunem că în curtea dumneavoastră intră un câine. Și prima reacție când intră un câine, ce să face? Să-l scoateți afară, nu? Cu piatra, cu vorba bună, astăzi nu cu piatra, cu vorba bună, hai ieși afară. Și încerci să scoți afară pe câine. Acum, dacă a doua zi același câine intră din nou în curtea dumneavoastră, ce veți face? Din nou, ieși afară.
A treia zi bănuiesc că niciunul dintre dumneavoastră, dacă același câine va intra în curte, nu va spune, ei, pentru că a intrat și ieri și alalteri, acum eu nu mai ies să te scot afară. Tot îți scoatem afară. Dar câteodată așa facem cu teama. Avem o biruință o zi. Îți scoatem afară. Hristos e mai puternic. Hristos e cel care știe prin ce trec. Hristos e mai puternic decât momentele grele. El a biruit prin cruce. El mi-a promis în cuvântul său că a înfrânt moartea, cea mai grea teamă pentru mine. El a înfrânt-o. Și o scot afară teama. Dar vine a doua zi teama. Și ce fac? Din nou stau înaintea temerii și zic, nu, dacă ai venit și a doua oară, acum te las aici. Luptă! Pentru că dacă citești Psalmul 56, vezi dilema asta permanentă. Bai teamă, dar e credință, mă tem în Domnul. Bai teamă, dar mă tem de Domnul și asta dispare. Nu renunța să lupți împotriva temerilor. De ce? Pentru că Iisus Hristos a biruit cea mai grea, cel mai greu motiv de teamă. Și asta vom celebra acum, că prin moartea Lui, prin ce a făcut la Golgota, El a înfrânt moartea, a înfrânt momentele grele ale noastre, pe care altfel nu ne-am fi putut înfrânge. Aș vrea să ne ridicăm și vă invit să ne ridicăm. Și aș vrea să stăm în rugăciune fiecare dintre noi. Fiecare probabil avem momente de teamă. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu cu momentele acestea, să-i le mărturisești, să-i le spui și apoi să conștientizezi cine este și ce a făcut Iisus Hristos pentru tine și pacea Lui să te copleșească.